Scandal într-o comună din Dâmbovița. Un bărbat i-a atacat cu furca pe polițiștii care au venit să îl rețină, după ce prietena fiului său l-a acuzat de tentativă de viol. De ce primi pe porta mea? De ce primi la porta mea? Du-te acasă la tine! Bă, omule, cum pui mâna pe poarta la mine? Unde pui eu mâna pe poarta la tine? Bărbatul și-a ieșit din minți când a văzut polițiștii la poarta lui. A luat o furcă și s-a repezit să-i lovească. Oamenii legii au reușit cu greu să-l potolească pe individ. Ei fuseseră chemați de iubita fiului bărbatului, o tânără de 17 ani, care susține că acesta a încercat să o violeze. După lungi tentative, bărbatul recalcitrant a mers de bunăvoie la postul de poliție, unde a fost audiat. Pentru că i-a atacat pe polițiști, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru ultraj. În plus, este cercetat și pentru tentativă de viol.